Salut, prieteni! Sunteți pe canalul meu, Andrei Savciuc Live. Și, prieteni, iată, ieri a venit de la școală. Acuș o să mergem la ea în cameră. De ce încep aici? Nu pot să mă duc cu camera, știți că trebuie numai decât cu cârjile. Și acuș o să merg să-mi pun un scaun la ea în cameră și mă așez și vă filmez și vă arăt ce s-a întâmplat cu ea și ce a pățit. De ce nu are glas? De ce s-a îmbolnăvit, acușa o să ne povestească singuric. O să vedem. Ne spune adevărul, dacă nu, o să vă spun eu într-adevăr de ce așa s-a întâmplat. Și mama deja la bucătărie i-am spus să-i facă un ceai. Haideți, o să înțelegeți acuși singur ce se întâmplă la noi. Eu stă în camera, mergem la ea și deja acolo continuăm acest vlog. Încet, încet am ajuns la bucătărie. Stați sără așa. Totodată... Ai făcut ceai lui Ira? Da. Din ce? Din romăniță. Acuși vom merge la ea în cameră. Eu mă duc să o filmez, până mi-a dus ceaiul, da? El nu trebuie să fie fierbinte. Și totodată, dar ce faci tu aici? Arată-ne. Sunt cam venit la bucătărie. Asta a doua formă. Dar cu ce sunt? Cu brânză? Nu, cu carne, cașcaval și cartofi. Am fiert cartofi. Am prăjit carne cu ceapă. Tot am mistecat. Când? Aici cu carne sunt? Da, da. Și am pus niște surprize. Ce surprize? Păi să-i strudă, dar și asta e surpriză? Da, da. Să vedem cine e cel mai norocos la noi în familie. E, dar tu știi unde ai pus? Cum știu? Acum nici nu știu unde. Repede am pus și gata, așa am uitat. Păi aici sunt cu carne aparte și cu cartofi aparte, sau cum? Nu, tot împreună am mistecat cartofi cu carne. Și cu cașcaval? Da, și am bătut așa un ouă. Da, 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 și pun deasupra. Ei, deja asta va fi alt video, dacă chiar vom face ca un challenge, să vedem cui va merge cel mai tare, în ghilimele. Da, prima formă acolo, în rulă, poți arăta. A, deja ai pus în rulă. Peste 10 minute. S-o arăt? Da. Da, pot eu să... Stați, eu sar așa. Aha, păi și unii aici toți sunt cu usturoi. Da? Dar pe cât ai făcut cu usturoi? Câte una. Câte una? Da, da. Și dacă nu ori să nimerească la nimeni? Dar cum, noi ce, nu mâncăm? Păi trebuie pe toate să le mâncăm ca să dăm la cine. Wow, dar pe cine să mânge atât? Dar mâncare nu fac azi. Păi da. Păi nu, dar noi când o să filmăm, cum o să filmăm? Trebuie pe toate să le mâncăm, să arătăm cui e nimerit usturoiul? Nu știu, repede să luăm asta, camera, să mâncăm. Bine, deci, prieteni, înseamnă că vom face următorul video, challenge. Cine este cel mai norocos în ghilimele, cui e nimerit usturoi? Da. Hai, ok, dar acum, hai, dar prieteni, eu să mă deplasez, stă în camera și mă duc la Ira. Tu vii din urmă și aduci ceaiul, da? Ok. Picioarele mele și am plecat. Am ajuns deja și la Ira în cameră. Așa, hai, eu fac un vlog ca tu așa să ne spui ce s-a întâmplat. Eu am rămas fără glas. Uitați-vă, vedeți, fără glas. Și de ce tu ai rămas fără glas? Deoarece am venit de la școală fără căciulă și nu mi-am pus nici gluga, dar era vânt. Și am înghețat și am și strigat un pic. Adică am vorbit tare. Unde ai vorbit tare? Cât am filmat. Am strigat prea tare și un moment l-am filmat de câteva ori, că nu-mi plăcea cum ieșea. Acum, prieteni, eu v-am spus la începutul acestui video că o să auzim versiunea lui Ira. Eu acum, cum? Eu sunt de acord numai cu versiune, că nu hai, da, ceva legat cu căciula. Și nu este aici nici pe aproape că ai strigat în video sau nu știu ce. Așa că glasul nu se pierde chiar când strigi de două ori sau trei ori în video. Problema este între aceia, prieteni, că afară deja noaptea este minus. Dimineața este foarte frig. Iată, eu am câteva zile, am început deja cu mașina. Și eu ies dimineața și văd ce este. Eu văd ce se pe mașină, cum stă promoroaca. Și până acum era se deplasa cu rutiera, cât eu nu puteam cu mașina. Și eu am observat de mai multe ori că tu te îmbrăcai foarte slab. Să fim sinceri, eu de asta și-am făcut acest vlog, ca să fim toți sinceri. Tu te-ai îmbolnăvit nu astăzi, că asta nu se ia dintr-o zi sau că e răcnit ieri puțin în video. Așa că, prieteni, eu vă spun, acum toamna... Deci am picat trecut glasul. Da, da, trecut. Toamna târziu și primăvara de vreme este cel mai periculos
Și sunt cel mai mari șanse că să te îmbolnăvești. Ai adus ceaiul? Da. Păi tu îți dai seama, iată, tu glas nu ai deloc. Si. Glas nu-i. Febră are? N-ai măsurat. Febră nu are gâtul. Nu. Doare tare gâtul, nu poate să înghite normal. Foarte bine. Iată așa. Acum trebuie un spray bun. Avem noi spray, dar iată, tu ești lângă mine și tu ești de acord că asta nu se ia că a strigat în video puțin și că a venit o zi fără căciulă în cap. Atunci era foarte, foarte frig. Păi foarte frig, foarte eu văd de dimineață și te-am observat vreo câteva ori în mașină și ți-am spus. Parcă m-am uitat în oglindă, așa și s-a întâmplat. Iată. Te-ai... Și când a venit era de la școală, nasul era roșu, roșu și fața. Da. Tu... Nu, de astăzi nu o să mai fie așa, deoarece eu am, cum am spus, că primăvara și toamna, mai ales iată cum este acum noiembrie, este cel mai periculos. Ție îți pare că dacă la amiază se încălzește până la 10 grade, dar dimineața este chiar minus, chiar 0 grade poate să fie, dacă nu este minus. Trebuie să cumpărăm un cojuc, eu nu știu cum se numește, un tulup așa. Cojuc? Nu, da, nu, da. Azi eram singură în Boltun din clasă. Boltun, nu, nu știu cum, din clasă, dacă eu mă duc cu Andrușa la grădiniță, eu văd cum... Oamenii pe stradă, noi, dar nu, dar și pe stradă, eu când ies, doar când ieșim dimineață, doar vezi cum sunt îmbrăcați oamenii. Mai ales cei care merg pe jos. Sunt foarte bine îmbrăcați. Așa că eu mai bine sunt de părerea asta, știi? Mai bine să-mi fie mai cald decât să-mi fie frig. Așa că te îmbraci mai bine ca să și poți să lepezi ceva la școală, să te dezbraci de scurtă sau de geac, ce ai tu, decât să te duci dezbrăcat. Iată ce se întâmplă. Rezultatul final. Hmm? Da, păi și ea că închipuți... Muzicală, așa mi-a fost ciudă că nu pot să cânt. Muzicală, nici muzică, nici video acum nu o să pot să filme. Da. Iată așa, prieteni, am făcut acest vlog ca să vedeți cu toții ce poate să se întâmple dacă nu ascultați părinții și nu vă îmbrăcați cum trebuie. Dar bine că n-ai filmat ieri. Ieri parcă vorbeam în șoaptă. Ieri era târziu deja. Să nu vorbesc că o să fac mai rău. Da, bine, deci, prieteni, acesta a fost vlogul nostru. Vă așteaptă surpriză? Da, deja urmăriți, da, o să vedeți video următor, ce, cine, un challenge vom face. Cine este, cine este mai norocos, da. Bine, deci pe curând și până la video următor. Pa, pa! Pa, pa! Pa.